Acest mesaj trebuie să ajungă la medicii din Suceava, din Spitalul Suceava și nu numai, la asistentele din Spitalul Suceava și nu numai și vreau să le transmit pe această cale respectul meu pentru tot ceea ce au făcut pentru noi până acum. Dar acest mesaj trebuie să ajungă și la un individ care a poposit aici și nu știe unde a ajuns încă. Trebuie să vă spun că am chemat prin toate mijloacele pe care le-am avut la dispoziție armata, dar nu armata aceea cu tancuri și cu mitraliere, ci armata aceea formată din medici și asistente medicale obișnuite cu rigorile armatei, cu disciplina, cu respectarea procedurilor și cu dorința de a se sacrifica pe la capăt pentru țara pe care o slujesc. Și oamenii aceștia au venit și le mulțumesc că au venit și le arăt astăzi respectul meu. Le arăt respectul meu pentru că s-au alăturat medicilor și asistentelor noastre care până acum au făcut tot ce le-a stat în, puten, în putință, date fiind condițiile în care au, au lucrat. Trebuie totuși spus că am ajuns în situația de a chema armata nu pentru că nu aveam noi ce face și că nu aveam noi chef să mai muncim, că am dezertat, nu. Ci pentru că cei care au condus județul și spitalul, și mă refer aici la Râmbu, la Lungu, la Râmbu, au dormit în bocanci. N-au făcut absolut nimic. Ba mai mult, au văzut din Spitalul Suceava doar o vacă bună de mulți. N-au înțeles că aici lucrează medici, asistente medicale, care trebuie sprijinite în totalitate, atât cu bun simț, cu vorbe bune, cât și cu materiale de protecție, cu medicamente, care, de fapt, să se ducă toate pentru salvarea cetățenilor care se îmbolnăvesc și ajung acolo. Din nefericire, acești indivizi au catadixit că e mai bine să cheltuiască banii pe fântâne arteziene, pe construcții, pe ziduri, din care să mulgă acel 10%, dacă nu cumva, mai mult și să-l împartă în trei. Ție, Oprea, îți spun că de fiecare dată când vei mai ajunge la noi, pe acest pământ sfânt al Bucovinei, să te duci prima și prima oară la Putna, să îngenunchezi la mormântul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, să te rogi și apoi să pui umărul, să-i ajuți pe bucovineni, nu să le arunci cuvinte de ocară și minciuni nu se infestezi populația cu informații voit răutăcioase, cu E clar că domnule Politruc ai venit aici cu alte scopuri. Și spun asta pentru că imediat după ce am citit ceea ce ai scris și a exprimat oral, m-am îngrozit. Ai spus că ai găsit la Suceava dezastru dezastrul care provine din lipsa de profesionalism a cadrelor medicale din Suceava care nu au purtat măști de protecție, halate și care nu s-au protejat pe sine și așa i-au îmbolnăvit și pe ceilalți. Nu mai cap de gumă, altfel nu pot să spun. Oamenii aceștia, medicii aceștia și asistentele noastre au fost trimise la luptă fără echipamente, fără armament într-o luptă cu un virus ucigaș. Viața lor le-a fost pusă în pericol, n-au dezortat, n-au dezertat, au rămas în continuare pe, pe, pe baricade, atât cât au mai rămas, și-au făcut tot ce le-a stat în putere să lupte cu nimicul pe care îl aveau. Și asta datorită indolenței și lipsei de înțelepciune a celor care ne conduc atât la nivel național cât și la nivel județean. După ce am auzit ce ai spus, este clar că tu n-ai venit să pui umărul la treabă. Ce ai venit? Să ascunzi sub preș incompetența, hoția și măgăriile pe care le-au făcut Gheorghe Flutur, Ioan Râmbu și toți ceilalți pe care i-am enunțat mai înainte. N-aveam nevoie de un procuror ascuns care să vină să șteargă urmele acestor netrebnici. Aveam nevoie de un conducător care să restabilească liniștea și sănătatea în spitalul din Suceava. Tocmai de aceea cred că ar fi bine să-ți dau un sfat. De fapt nu, să te somez ca un militar, ca un deputat al României. Ori vii cu probe, domnule Jvec, probe consistente, infailibile, privitor la ceea ce i ai spus, ori îți cer scuze că te la gura pe dinainte și că ai vrut de fapt să dai sfaturi procurorilor care vor trebui să ancheteze cazurile, ori îți dai demisie. Ai trei soluții, altele n-ai. Și îți spun clar că Bucovina nu te iubește, pentru că înainte de toate trebuie să înveți să ne respecti, să pui osul la treabă și nu să ne zicnești eroi. Și tocmai de aceea voi cere astăzi și de mâine încolo cât voi putea din rărunchi să tatui pentru medicii și asistentele noastre, pentru eroi noștri, și pușcării pentru voi, cei care mi-ați adus în situația asta.